Prietene, bună dimineața la dumneavoastră. Suntem pe canalul Patrona de la Stahaia. Beau și eu cafeluța. Și vreau să fac niște fasole, iernie astăzi. Da. Fac o fasole de iernie. Fac o fasole de iernie. O pun să fiarbă. Să fiarbă într-o apă. Și pe urmă răstârn apa. La urmă se fiarbă. Când am dat cu apă și este ca să mănâncă copii. Am un jambon afumat și o să fac iernie, cum se scoală ei, cum se scoală ei, se face fasolea. Că nu știu ce să mai gătim, prieteni. Am făcut ieri o tocăniță de porc cu ciuperci, dar mânca și cu mama Liga, mâncare cu poftă ursul, mă bucurai că mâncă ursul. Mai mult pentru ursul pregătesc, prieteni. Ali nu prea vine să mănâncă, pregătește mama sau. Rar așa când aude că e poftă, dar le-am trimis acolo. Am trimis și ciorbă de lobodă. Am pus în castonul mare a lui Georgiana. Că cine să mănâncă la noi? Pentru Alin, pentru ursul gătesc, că sunt copii acasă. Înțelegi? Am vrut să nu mai gătesc, dar dacă sunt copii acasă, pentru ei gătesc. Da. Să fiarbă într-o apă. Și pe urmă le-am. Să beau și eu cafeluța. A fost dimineața la bar, mi-am luat o cafeluță, am golit un pahar. Și acum se scoală Georgiana, se ducă după Ilie. M-am dus pe Ilie, seara era să mor. Și eu și Georgiana, dar piata pe noi. Și am zis să tragă mașina să stă într-o parte, n-a vrut Georgiana. Acum nu mai vedeam om cu om. Dar m-am ajuns acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că dacă n-am murit, acum nu mai murim niciodată. În mașină să spargă geamul cu pietrele alea, să murim, să intre cioburile noi. Uitați, prieteni. Vedeți pomul ăla? Făceam și noi umbră cu el. Puneam masa la umbră. E pus de bărbatul meu. Minune face Dumnezeu în 5 minute. Am doit via, am doit tot acum să mă duc să aduc oameni, să facă și bolta de vie. Pagubă. Afară un pom, tot așa, un prum, tot pe jumate. Mașinile îngăurite toate, și-a lui Georgiana, și-a lui Alin. Înțelegeți, prieteni? Dumnezeu face minuni, a arătat. Că nu mai stă lumea de sărbători, prieteni. Nu mai stă lumea de sărbători, prieteni, lucrează. Da. Când le spui să supără să nu lucrează. Ieri veniseră oamenii toți, copiii și ăla lui Sonia, să le dau bani și toți. Le-am dat, am avut 500 de mii, le-am dat de țigări. I-am spus, bă, nu lucrați astăzi, că eu nu lucrez.
acolo la Sonia, că a venit să montează mobilile acolo la Anca sus. Să-l plătesc tot eu, cere 7 milioane. Da. Am dat telefon la Leo, nici nu bănuia. Toamna mi-a întins telefonul, toamna târziu a răspuns lui Georgiana și a întrebat ce e acolo. Și cătă la motontoi ăla nu răspundea, i-am lăsat mesaj ce s-a întâmplat acasă. Și am lăsat mesaj, ba pot răspunde, ba ca să ne spui că e bine și gata. Nici motontoi ăla nu mai răspunde. A lăsat și la muire și a plecat și el. O să spargă și familia lui și uite, uite așa. Familii drăsăbălați. Prieteni, câtă muncă e cu pomii voștri. Mie nu găsesc un postist. La ursul Georgiana se caută oameni. Măsculei de dimineață, prieten, mă dusem, mă luai cafeaua, îmi iau pastilele și să-i să pun o fasole să facă ernie, că tot stau. Eu nu dorm, mă scol dimineață. E 8 ceasul jumătate. Trebuie să facem curație aici, a refugiată toată curtea. Da. Eu ca feluța, prieten. Ce să vă spun, prieteni, mi-a fost rău ieri de frică ce am văzut pe drum, dar am ajuns acasă. Că ieri și să plece la tine de acasă și mor pe drumul la urmă. Doamne, ferești! Da. Într-un minut, am zis lui Georgiana, stai că vine cu tine. Parcă Dumnezeu a băgat în mine, că dacă era singură să speria Georgiana, îi ziceam, lasă încet, că nu-i nimica. Până ajungem la un peco, undeva, am ajuns la un peco, am stat 2 minute, nici n-am vrut să stă. Hai să ajungem. Asta este, prieten, viața. Aseară le-a făcut, a dus acolo, a cumpărat Georgiana, i-am dat bani și a cumpărat. Le-a făcut acolo macaroane de aspadete, pizza, crătite. Ce să faci? Copiii mănâncă. Mi-a dus și mie seară de acolo niște padete de aia, de-a mea forăb după ei. Eu nu pot, prieten, să mănânc spadete, să mănânc de ăștia, săcături de ăștia. Nu sunt învățat. Și nu sunt învățată să mănânc eu așa de ăștia. Da. Nu știm ce să mai gătim, nu știm ce să mai facem. Că dacă se scoală tot așa târziu, nu poți să te duci să faci nimic. Și am să mă duc în oraș, că am treabă, niște acte, dacă nu se scoală dimineața, n-am ce să fac. Da. Iau lingura asta, ca să pot să iau fasolea. O pusăr aici, târnată, aici am fuișor să facem curat acum. Că am scos aragazul aici, că mi l-a pus. Georgiana îl pusase aici, lângă flori. Și l-am pus acum,
aici afară lângă cuptor. Poți fi de la aici din bucătărie, să fie aproape de noi. Ca cuiva a gătit mai mult. Că n-am nimic aici. Bine că am pus aragazul aici, mi-ai băgat să Georgiana la flori. Ce o face copilul meu acolo, că n-am mai pus un film, n-am mai pus nimic. Da. Nu dorme toată noaptea, cine știe, să nu bea băutură. Da. Mă, tontoiul ăla nu dă detalii, nu spune nimic, că nu vrea să lasă să spună ce face. Cred că bea băutură, să duce la restaurant. N-am mai filmat, a lăsat și filmarea, prietenii, a lăsat tot. Trebuie neapărat. Neapărat trebuie să termin ce am de făcut aici, să mă duc acolo după el. Să-l duc la un psiholog.
Neapărat trebuie să mă duc. Cu pula copiii la ursul la jos. Chiar am câte veste de mici. Acum să fiarbă, prieteni. Fiarbă, trebuie să spălă Georgiana, să spălăm aragazul ăsta, să facem curat, că e dezastru aici, îl pus aici lângă cuptor, prieteni. Îl pus aici așa lângă cuptor, că mi-l băgase la frunte. Prieteni, să facem iernirea de fasole, am pus cârnați, am pus carne, proaspătă. Am pus o țărășoncă, am pus șoncă și acum să vină Georgiana să iau vizetă și ulei să mai bag. Uitați, prieteni, ce bunătate aici, botul porcului, uitați, botul porcului. Șoncă dintre asta, prieteni. Asta e bună la iernie, țărășoncă am pus. Și așa pe Georgiana, prieteni. Ilie nu vine că are și el geamurile, partea a picat și la el stâlpul. A zis că vine mai târziu. Să scoală ursul, să-ți caută un drujbii să tăiem asta. E groasă prunul ăsta. E groasă, prieteni. Uitați, e groasă. Și trebuie o drujbă. Puneam și noi masa aici la umbră. Era pusă de bărbatul meu. Da. Hai ce să mai duci, prieteni. Asta este, prieteni, să termin cu mâncarea asta, să mă duc în oraș, că am treabă. Da, să sculă Georgiana. Deci este, prieteni, că n-are cine să ducă la magazin să ia ce trebuie. Mă duc picioarele până acum. Am fost dimineața, am luat cafea, am luat ce trebuia. Da. Asta este. Nu pot să mă duc. Da. Am dus eu taun, le deam ceva să pun roșiile astea. Da. Pură bine. Da, să tot să bag la gade. Să iau să... Să le pun într-un lidian. În ceva, n-am un vas. N-are cine coboară în beci. Să-mi iau lădiță. Mă filmez, prieteni, cu una, n-am ce face. Asta e viața, asta amărât. Viața amărât. N-am cu cine. N-am cu cine, prieteni. Vreau să fac multe, dar n-am cu cine.
și de grătină de care vrea leu. Ce să-i fac, să mănâncă din magazin. Mănâncă prin restaurante. Da. Mănâncă prin restaurante. Când încrăștăvit, mai mănânci, bine că face mâncarea cu ea așa vara. Da. Asta ești. Da, mă întorc în fasoiul meu să mai luandă. Facem curățenie aici, prieteni. Da. Doar picioarele, prieteni. Până la ora asta, prieteni, dormit, ce facem? Nu mai fac curățenie aici. Nu știu câte ora că a fost telefonul, nu mai încărcat cablul. Mi-a intrat apă în cablu, numai din ion și am avut cablul de la telefonul ăla care e format. Și bine că s-a lovit ăla. De-am încărcat. Da. Și am avut cablul de la telefonul ăla. De la telefonul ăla. E dezastru, prieteni, pe aici, prin curte, trebuie curățenie. Acum nu vin oamenii, veniseră ieri când era sărbătoare, și ăla lui Sonia și tot. Veniseră ieri și a zis că vine astăzi. Asta le mănâncă pe Irescăr, uite. Nu vine când trebuie, du numai cer bani. Dăm bani. Ăla n-a făcut mobile, nu le-a montat și cere bani înainte. Eu nu mai dau bani înainte, că sunt sătulă, mi-a făcut mulți oameni așa ceva. I-am spus, bă, ți-am dat ar 1-2 milioane, când termin mobilele, atunci ați dat restul, ce mai am. Mai am vrut 7 milioane să-i dau. Și i-am dat 2, să montează mobilele. Dacă nu le montează, dau banii la altul.
ce să-i fac? Eu nu sunt de vină, nu mă duce ei cu zărelul să mă mintă pe mine. Eu nu sunt femeie să mă mintă ei pe mine, să mă înșeală pe mine. Nu sunt de aia. Nu mai vine nici ăștia prieteni. Aștept, ce să fac? Aștept după ei, nu zic nimic. Da. Trebuie să caut o dușmă, n-avem cu ce tăia asta. Uite și bolta de viață, strâmbă, trebuie să căutăm un sudor. Și eu o las așa, să văd ce face ei. Nu pun mâna deloc, prieteni, ca să văd ei face ceva. Ce mă stresesc eu, ce mă fac eu? Sunt familie să se ducă să facă. Da. O să vă arătăm. Vedem pe al meu, pe al urs, pe al Georgiana, pe care pune masa când mâncăm iernia de fasole. Pe alte globuri. Eu o făcui când se scoală, că nu se scoală tot, după ora două se scoală. Atunci punem și mănânc. Am sunat la Cătă, nu răspunde, la Leo nu răspunde. Până la ora asta, tot așa, nu răspunde. Toți oamenii ăștia mă stresează pe mine să mor mai repede. Da. Din cauza lor. Da. Ce să mai zic? Are dreptate Luci că mi-a spus să certa cu mine. Nu-ți mai pasă de ei, fiecare să facă ce vrea. Ce te stărui tu de copii, de nepoți, să le iai, să le adui, să le faci? Vezi de treaba ta, zice, ești femeie bătrână, ai grijă de tine. Are dreptate Luci, că s-a supărat pe mine. Mi-a zis, nu o să mai vin la tine, că n-ai grijă de tine, tu ai grijă de-ai lanț. Eu am grijă de tine, de frate meu, și voi aveți și voi grijă de-ai lanț. Da, are dreptate. Da. Prietenii, pregătesc iernia de fasole. Da. Dar tu-i cu ea și pe jos. Da. Mare, nu mai e? O rolă mare de hârtie. Doamne, m-am pătimit singură de asta dimineață. Iisuse Hristos. Așa.
și castoane. Așa. Și eu îmi puneam un pic aici. Ursule, hai vino ca să dau de niște fasole de pomană. Vii, ursule! Așa, rupă, mă, prieten! Ui! Dar vezi că-i da, bă, ai pus să filmează și aia e pe cameră, uită-te și tu cum ești. Te vezi bine, Pă unde mă vezi bine? Că de ăla, din o trage eu aia camera. Mă, patroană, te vezi bine. Mă, e ca aia. Mă, lasă aia, uite-te. Pă cum? Dacă spun că te vezi bine... Uite, uite, te vezi, uite se vede fasolea, se vede farfuria dar în fața ta. Dar dă-i mai încolo. Mă, ce să dau încolo? Nu, asta. Asta? Așa, așa. Că e dată la maxim. Dă-o jos. Mă, e dată, uite. Uite, așa. Așa, prieteni. Iernia asta de fasole. Nu vin toți să mănâncă, nu le tem ca să răcește, muncii de azi dimineață. Asta este prieten, prietene, nu mai pune de fasole asta. Să vedem cum este. Deci da, să topește în gură, prieten. Hai, ursule, că-ți răci. Hai. Mamă, să topești în gură pe tine. Hai de Georgianu. O fasole de nemaipomenit, prieteni. Vreau să vedem cum e cârnațul. Am măgat și cârnaț, prieteni. Mamă, Doamne, când a stat leu, n-a stat acasă să-i fac mâncare, să-i gătesc. Avea hărăime în el. Avea supărare. Prieteni, e bună fasolea, o să vină și ei, vine și Alin, și Ursul, și Georgiana, toți acum. Sănătate multă și ursul tăie lemnul ăsta de azi dimineață, când a venit Ilie, sănătate multă.